Bună, bună! Eu n-am vrut să vin să mă întâmpin tocmai ca să vă văd pe toți cum veniți așa și să nu stric imaginea asta, pentru că arătați senzațional. Ați făcut pregătiri, cum vă așezați, cum arătați, cum, unde stați? Da, da, de la mic la mare, așa mi s-a spus nouă. De la mic la mare, hai, perfect, exact așa. Ma, deci acum sunteți de la mic la mare, nu? Pentru că am văzut și fotografiile de pe Instagram și unde postați voi, că sunt tot felul de fotografii în care țineți cont de chestia asta. De la mic la mare și așa mai departe. Oameni buni, haideți să facem cunoștință cu această familie frumoasă venită de la Chișinău, corect? Da, aveți perfect de dreptate. Domnul avocat, corect? Da, profesor universitar. Iertați-mă, domnul profesor universitar, vă salut. Aici este doamna studentă. Fosta studentă. Fosta, da, așa v-ați cunoscut. Da. Și? Acum tot doctor în drept. Doctor în drept. Opa. Avocată. Avocată, doctor în drept. Și când v-ați cunoscut, erați domnul profesor și doamna studentă. Da. Aveți perfect de dreptate. La un curs de-a meu, când am văzut-o pe ea în auditoriu, mi s-a părut că s-a coborât un înger pe pământ. Știi? Ce frumos! Nu, serios. Așa și? Și a fost o dragoste la prima vedere. Păi și cum? Domnul profesor, ce a zis? Stați un pic, rămâneți după... Nu. După ce a susținut examenul, după aia era liberă, eu eram liber, nu eram profesor. Ea nu era studentă și atunci Cupidon a spus, eu acum și dacă nu o faci, e prea târziu va fi. Și? Și am făcut-o. Peste două săptămâni de zile am cerut mâna. Nu cred. Două săptămâni după ce v-ați cunoscut, ați și cerut-o de soție? Da, ai dreptate. De ziua mea de naștere, noi 13 spre 14 februarie. Deci noi ne-am cunoscut așa, caracterele și tot, de... nu, în timpul căsnicii. Adică după ce v-ați căsătorit, v-ați cunoscut, da? Da, deci două săptămâni a fost prea puțin. Deci în alea două săptămâni normal n-ați timp să vă cunoașteți bine, dar mi se pare că v-ați cunoscut foarte bine. Adică, iată, avem aici numai un pic. E bine să vedem. Deci, oameni buni, aici este această familie senzațională. Marina, doctor în drept, am zis bine, și domnul profesor universitar, Teodor Cârnaț. Oamenii ăștia au 8 copii și aș vrea să-mi faceți cunoștință de la mic la mare. Sau stai, începem, cel mai mic e la tine, oarecum ordinea, nu? Mia. Are și 4 luni. 4 luni, Mia înseamnă ceva? Iubită. Iubită, dar vreau să întreb, pentru că am văzut că la fiecare nume aveați o semnificație și vreau să vă întreb de unde vin aceste de nume. Da, nu țin cont neapărat, doar să fie pozitiv ceva. Și să aibă legătură cu litera M și T, care vine de la Teodor și Marina. Da, asta e. Aici undeva, stai un pic, că mergem mai departe. Ok, la Teodor, de exemplu, înseamnă dar de la Dumnezeu. De unde? E părinții mei, cred. Da. Eu ador numele ăsta și zic că vreau pe toți să fie Teo, Teia. Bun, deci ea este cea mai micuță, cât are 4 luni. 4. Mamă, ești foarte frumoasă. Deocamdată e cea mai mică. Da, aveți dreptate aici. Corect, nu? Necunoscute sunt căile, domnule. Exact, să mergem apoi la următoarea acolo. Ea este Tamia, este o brunetă dintre cele 4 blonde, cu ochi verzi și albastre. Făcu mâna la televizor. Hai, Tamia! Așa. Stai că îi derutează spre cei de acasă, că făceam cu mâna și Malvina, nu? Da, Tamia, da. Doar tu ea, doar hai. Tu. Hai de toate. Ea este, perfect, cât are? Ea are 3 ani, da? Nu prea de mult am plinit. Ceea ce înseamnă Tamia, principesa Asiei, fiindcă m-a uitat că e brunet, cu ochii întunecați, ceva de prin Asia, știți? Ok, mergem mai departe și o cunoaștem pe Malvina, 5 ani. Malvina, hello! Perfect, așa. Este o floare. Malvina, deci înseamnă gingășie, nu? Floare. Tot ce ține de floare. Și iată că a venit rândul lui Tadeu. Tadeu. 7 ani. Salut, Tadeu. 7 ani, este o întruchipare a minții, a energiei și a tot ce este neastâmpărător în viața aceasta. La dânsul regula nu pune degetul, nu funcționează. Și când am intrat aici, am spus, vezi, să nu fii scurt-circuit pe la voi, pe la camere. Da, a pus mâna peste tot, nu? Foarte bine. Vreau să cunosc, Tadeu, asta e. Tadeu, la Tadeu mi-a fost foarte greu să aleg numele, dar am găsit frumos, îmi părea prea dur așa, dar uite, corespunde și înseamnă slavă lui Dumnezeu. Tadeu, adică tot adică e interesant. Și luptător. Se vedem mai departe, este Teia, 9 ani. Salut, Teia! Teia este aceea care... 9 ani, provine de la,
de la Teodor, dar la Dumnezeu, dar când trecem pe lângă copac care se numește Tei, ea mai spune că e copacul meu, mai ales când înflorește și te îmbată cu mirosul acela extraordinar. Și ea corespunde inclusiv și cu mirosul și că floarea. Se adoră, deci ea se iubește cel mai mult. Ea după zodii este îi place tot, perfect. Și numele, și tot. Aveți 8 zodii diferite? Nu chiar. Nu chiar. Avem două ficioare. Stai că vedem imediat mai departe. După aia l-avem pe Mateo, 11 ani. Salut, Mateo! Hai, Mateo, vorbește de acum. Mateo are microfon acum, are gata. Salut, Mateo! Vreau să-i salut pe toți prietenii tăi de la Chișinău. Dacă se uită la noi, acum te pot urmări aici. Colegii de la școală, când începi școala? Pe 1 septembrie. Pe? 1 septembrie. Nu, acum, când săptămâna viitoare, nu? 10 ianuarie. Pe 10 ianuarie, foarte tare, pe 10 ianuarie. Așadar, Mateo e alături de noi la 11 ani și mergem la sora lui mai mare. Stai să-i prezentăm pe toți. Manuel, la 13 ani. Numele meu semnifică Dumnezeu este cu noi. Eu sunt foarte mândră că am acest nume pentru că părinții mi-au ales ceva deosebit cu 2 de L și asta mă face unică și specială. Și este și prima fată venită în familie. Ea, în general, la noi este cu caracter, are o dicție extraordinară și când avea vreo 5-6 ani spunea că are un vis să fie prezentatoare la ProTV. Nu cred, ia uite, foarte tare. Păi știi cum este, să îndeplinească visul, mai ales că e și ProTV Chișinău, nu? Da, și faci acolo ucenicia, apoi vii aici la București, poate vii aici, prezentăm amândoi. Vrei? Mulțumesc, să încerc. Perfect. Haideți să vedem mai departe, l-avem și pe Teo, are 14 ani. Ai luat buletinul, Teo? Încă nu. Salut, Teo! Salut! El e cel mai mare. Primul băiat venit pe lume. Ia uite și vocea s-a schimbat de acum, că are și mustez puțin. Hai, Teo! Da. Uite, mi-e place imaginea asta când vă văd pe toți așa, adică... Nu... Da, eu știu că ați mai avut... familia Marina și Teodor Cârnați, cum spuneam, din Chișinău. 8 copii, i-ați văzut așa în ordinea apariției pe lume. Dar știi ce vroiam să te întreb? Practic, dacă am făcut bine un calcul, tu ai stat vreo 6 ani de zile însărcinată în continuu. Nu? Da, cam așa. Cam 6 ani? Da, da. Dar te gândeai vreodată că o să ai o familie așa de numeroasă? Nu, niciodată. Nici nu mi-am dorit. Și am o prietenă care zice, tu îmi trăiești visul, deci eu am visat să am așa ceva și nu am. Dar tu ai și n-ai vrut. Așa Dumnezeu m-a binecuvântat. De fapt, atunci când am cunoscut soțul, el a zis că vreau să avem 5 copii. Deci de la început a zis, în primele vreau 5 copii. Pentru că el este din 5. Aha. Eu sunt din 3. Și eu sunt... Da, Măruță, tu văd că crezi în cifre. Nu știu, ajut aici. Așa? Și eu l-am luat așa peste, adică credeam că glumește. Și apoi acasă am stat, am analizat și am zis că nu, de fapt el e cel care își asumă și prima oară aud așa ceva, să vrea un bărbat, la vârsta aia avea 33 de ani, să vrea o familie atât de mare. Și mai ales pe mine. A avut încredere. Superb. Marina, da. Oameni buni, cum spuneam, doctor în drept, acum este Instagramăriță, corect? Și acolo oamenii pot să vadă foarte blogger. Mult cum arată viața cu 8 copii, mamă de 8 copii, că nu e tocmai cel mai ușor. Nu este ușor. Nu este ușor, evident. Nimic pe nu este ușor. Cum te găsește lumea? Chiar așa, Marina... Carnat. Da? Marina Carnat în primul rând. Perfect. Așa pe Instagram puteți să o găsiți acolo și să vedeți aventurile am cu familia. Am o comunitate foarte frumoasă și ajut foarte multe fete pentru că se inspiră de la mine, pentru că de fapt asta e și prezența mea sau de ce am dorit eu să fiu online, pentru că până la 7-lea copil nu ne-am făcut publici deloc. Da. Și mă oprea lumea, sunt toți ai tăi, sunt toți, de ce? Unde te găsesc? Tu ce rețea? Zic, nicăieri. Cred cum așa? Că e cu grădinița. Da. Nu chiar așa, la ultima chemare a taxi. Eu i-am încărcat pe 4. Zic, mă, ce familie mare. Zic, mai stai că mai am încă 4. Nu mai jumătate din ei. O zi nu e complicată, adică nu e greu. Unul vrea să mănânce, unul să bea ceva, unul să scrie, unul să citească, unul să urle. Cum? Păi, dar trebuie să-ți placă asta. Deci asta eu nu promovez familiile numeroase, adică nu pot să, na, că e frumos. Dar ca să ai frumos trebuie să-ți placă asta. Eu vreau trebuie să le spunem ceva important celor de acasă, voi n-aveți bonă. Da, nu avem. Niciodată n-am avut.
Multă lume nu mă crede, zice că nu e imposibil așa ceva, ascunde ea ceva. Zic, dar care e sensul să mint? Nu, dar eu am spus că de obicei bunurile sunt mai aproape de copii și copiii multe preiau de la bună. Da, și avem un caz când ea e român, că el e român, dar copilul vorbește în rusă, fiindcă bună e vorbitoare de rusă, da? Dar eu am spus mai degrabă să ia de la mine tot ce e bun și mai puțin ce e rău. Dar știu că am contribuit eu la educația copiilor mei. Adică mai greu îți vine, evident, da. Dacă nu ai ajutor, dar te descurci cu organizare. Da, acum eu cred că copiii mari, Teo, Manuela și poate chiar și Mateo, vă mai dau foarte o mână de ajutor mult, acum da. Cu frații, da, nu? Foarte sigur, mult. Uite-te acolo ce simpatică este și Tamia. Îmi place cum dansai, Tamia. Pac, era perfect, ia. Tamia, vrei să cânti ceva? Știe? Da, ia. Știi? Vrei să ne cânti ceva? Nu, anu, acum, când vrei. Hai, Tamir, și dacă ploaia s-ar opri... Hai, cântă, tata. Da, microfon. Lasă-i la acolo, dacă vrea să cânte. Sau, uite, dă-i un microfon de acolo. Nu, ăla ia-l tu și, uite, dă-i tu microfonul, Mateo. Poate, dacă vrea să cânte, să ne cânte. Cu ce ați venit de la Chișinău? Cu două mașini. Da, fiindcă nu căpem în una. Peripeții peste peripeții. Dar știu că ați mai avut familii numeroase, dar din Moldova. Da, dar nu așa, dacă, așa de numeroasă. Nu, cu 8 copii nu. Am avut-o pe doamna Bamboi la un moment dat. Da, țin minte, exact, că eu doamna urmăresc, Bamboi, da. Copii mari, 13 da, și da, deja da. În toată lumea copii mari. Da. Exact. Anca Serea, 6 copii da, și Adi. Eu pe Anca o... Și Adi Sână. Știi ce vreau să te întreb? A fost vreodată undeva să mergeți să uitați un copil, să vedeți că, bă, n-ai ieșit la număr, ca la singur acasă. Apropo, chiar azi dimineață, nu, aseară când dar am furat, a fost odată. A fost la părinții mei și când ne pornim, am mers cam la vreo 100 de metri, ar văd pe cumnatul, ne dă de mână. Măi, le-a uitat pe unul la noi încă. Ne-am întors. Dar a fost, înseamnă că două ori, îți spui un caz doar. Ia spune-te pe al doilea. Era o sărbătoare, sau ceva, o sărbătoare națională și soțul zice, vreau neapărat să mergem acolo să arătăm copilul. Era la Olympic Day. Și m-am dus cu 5. Și eu zic, eu nu vreau. El zice că bine, de, eu iau, eu mă duc. Și am luat 5. Și zic că atunci fie ai grijă. Nu, era Teia și Tadeo. Da, Tadeo eram cu 5. Tadeo era în căruț. Tadeo era în căruț și erau 5. Spune că vreau un tricou. Eu m-am întors să iau un tricou cu Olympic Day. Când mă întorc, 1, 2, 3, 4, unul nu este. Gata, mi s-a dus inima în călcâi. A început să tremur. Transpiram și când mă uit pe scenă, e Teia Cârnaș. Și întreabă, dar cum te cheamă? Ce câte ea? Dar nume de familie Cârnaș. A, lui Teo Cârnaș. Da, da, da. Nu, mama, zice tatăl tău, nu cumva e Teo Cârnaș? Zice, tu căutai copilul, a? Nu, de acum îl vedeam, dar așa am reușit. Atunci zic, of, Doamne, zic lumea că sunt un părinte. Vor tot deci mâncare în același timp? Știu, nu aveam. Dar cu somnul cum e? Nu avem, Doamne. Câte camere aveți? Cum dorm? Dorm bine, mai mult e camera fetelor, camera băieților. Deci camera fetelor cu patru suprapuțe, camera da, băieților cu patru suprapuțe. Nu, avem casă. Astea mici văd ce fac astea avem mari. Avem casă mare. Eu am lucrat în viața aceasta. Iartați-mă, domnul avocat, casă mare, cameră fiecare, camera lui, domnule. Nu chiar doresc, fiindcă l-am izolat pe Teo într-o cameră separată, când culo spre seară și-a mutat înapoi bagajul, spune că mai interesant cu frații. Da. În prezent, eu deja. Noi vedem poze care arată cum e la voi în vacanțe, cum e la voi acasă. E ușor în vacanțe? Nu prea. Eu nu prea mă odihnesc în vacanță. Nu e? Fiindcă trebuie să am 16 ochi. Sincer vă spun. Nu ceva, unul se duce la plajă, unul undeva, nu? Și uneori mă uit după soție, ca nu cumva spun ochii pe ea cineva, știi? Opa! Deci domnul profesor și gelos. Uitați frumusețe lângă mine. Cum ai zis? A coborât un înger. E dragoste la prima vedere. Foarte frumos. Căsătoriți de cât timp? O 16 ani. De 16 ani. Dar ne cunoaștem chiar anul acesta facem 20 de ani. Da, în septembrie 20 de ani. Și incredibil. Da. Mulți înainte. Mulțumim foarte frumos. Vă opriți aici sau continuăm numărătoarea? Mulți întreabă aici, dar eu și soția am spus că necunoscute sunt căile, domnule. Nu planificăm. Deci nu planificăm. Ce va fi, va fi. Da. Perfect. Hai să mai vedeți și imaginea astea că sunt fabuloase cu voi din vacanțe. Mersi. Mi se par extraordinare și mi se par pozele incredibile, cum sunteți toți foarte frumoși, pe cuvântul meu de onoare. Mulțumim.
Și mă bucur foarte tare să vă văd. Dar voi mi-ați spus că veniți din familie, tu dintr-o familie cu 5 frați, tu dintr-o familie cu 3 frați. Când vă întâlniți toți, au și ei cum nații copii, să vă întâlniți toți, când vă întâlniți toate, toți frații, așa cât sunteți la mare. Da, da, ne întâlnim. Noi suntem cei mai bogați. Ne întâlnim, doar mulți frații mei mai puțini au, chiar puțin de tot au, și sunt la mine cam cu coada ochiul, așa, cam invidios. Și cam toți ne întreabă, poate oprește aici. Da, dar știi ce? Uitându-mă la pozele astea și uitându-mă la voi, îmi dau seama că, de fapt, asta e adevărata bogăție. Apropo, ai dreptate. Când am citit ultimul articol al lui domnul Țiriac, da. El știi ce recunoaște? Că, da, am realizat multe, dar regret că nu mi-am făcut o familie adevărată cu vreo 20 de copii lângă mine. Așa mult mi-a plăcut acest mesaj și chiar îi motivează pe cei care au bani ca cel de urmă să leșe o urmă după ei, o urmă sănătoasă. Corect, e tot ce contează. Foarte tare. Asta e, arătați foarte frumos, pe cuvântul meu de onoare. Stai să mai povestim un pic și cu, eu am listă aici cu numele ca să nu greșesc. Cu Teo. Teo, tu ești la școală? În ce clasă ești? Clasa nouă. În clasa nouă. Vreau să fii sincer cu mine. Care te enervează cel mai tare dintre ei? Sincer. Sincer? Sincer. Zi. Nu ne aude nimeni. Tadeu. Cine? Cine? Manuela? Nu, Tadeu. Tadeu. Tadeu, deci ești pe listă, ești războinicul, ești cel mai năzdrăvan până acum. Stai să întrebăm și pe Manuela. Manuela, pe tine ce nu te scoate din sărite cel mai tare? Sincer. Nu știu, depinde de situație, dar așa toți mă respectă și mă iubesc ca fiind o soră foarte iubitoare care adică le... sora mai mare. Da, adică când se ceartă ei, la tine vin să ceară ajutor, nu? Da. Perfect. Stai să vedem pe tine, Mateo, cine te enervează cel mai tare? Ia microfonul. Aproape nimeni, dar cu toți mă împac. Da, te împaci cu toți, dar cine te enervează un pic așa totuși? Cine îți fură jucăria sau cine îți fură și te scoate din sărite? El chiar e blând așa la lui. Deci nu? Da, el și diplomat după al lui. Da, perfect. Hai să vedem. Tea, tu? Cu cine ai meciuri? Tadeu. Okay. Tadeu, ești năzdrăvanul grupului. Doar a arătat așa un pic, s-a uitat. Hai că se supără Tadeu. Dar ce face Tadeu? Adică ți-a din lucruri, nu ascultă, nu? N-ascultă, perfect. Tadeu, e rândul tău să spui cine te scoate din sărite. Surorile mai mici sau frații mai mari? Hai, Tadeu, spune și tu. Sau toți? Mateo. Deci Mateo te enervează, nu? Mateo? Păi stai, Mateo e cel mai cuminte. Păi Mateo e cel mai cuminte, nu cel mare. Mai vorbește. Eu sunt Mateo, tu îl scoți din sărite. Dar de ce? De ce? Că mă bate. Oh, deci și cu fight normal, îți dai seama. Dar ei fac toți judo. Toți? Toți, băieții, au făcut și fetele, dar fac acum mai băieții. Și fetele? Fetele s-au, toți fac înot, numai tamenul nu s-a învățat încă să înoate. În restul tot pot înnoța foarte bine. Vedeam acum acolo că Malvina și Tamia se certau un pic pe microfon. Ele ai zis că cântă? Așa, imite. Cântă-ne un pic ceva, vrei să ne cânti? Bine, lasă. Mă bucur foarte mult că v-am cunoscut. Vreți să facem o poză toți? Da, să vedem cum ne așezăm la o poză. Hai, n-am avut mult o poză așa. Zici, avem duelul ansamblurilor. Ansamblul nostru de la Chișinău. Bă, dar vrei să spun ceva? Ne încărcați cu energie când vă vedem atât de frumoși. Haideți aici, la haine, îți dai seama când trebuie să cumpere haine. Care-i mărimea? Uite, mărimea. Ia să vedem cum îi aranjez la poze. Ia. Opa! Tadeu a văzut acolo. Tadeu, stai că avem și bomboane și avem și de acolo, fără nicio problemă pentru voi, fursecuri. Ia, ia, stai. E la poză, deci... Asta e o poză de 10. Deci, ia, cum e? Perfect, hai să facem o poză. Tu trebuie să fii aici mai mică. O poză de 11, că sunt și eu al 11-a. Pozașul vine mai aproape. Costin Dragomir, prietenul nostru, fotograf. Ia. Zâmbiți? Perfect? Bravo, foarte frumos. Ciuca, avem bomboane? Au voie bomboane? Da. Da? Uite, bomboane sunt pentru voi și puteți să gustați și din fursecurile de acolo. Perfect, sunteți foarte frumoși. Noi o să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar vreau să le mai spui încă o dată oamenilor, Marina, unde poți să te caute pe Instagram? Deci numele e Marina Carnac și mă găsiți... Stai să iau și microfonul. Stai să iau și... Fetele care mă urmăresc. Gata. Și știu că se bucură pentru că
rar vine cineva din Moldova aici, în România. Nu, să știi că am mai avut prieteni și, și noi iubim oamenii de acolo foarte tare. Soțul chiar numai a trecut hotarul și zice, Doamne, mă simt ca acasă. Deci noi întotdeauna ne bucurăm să venim aici. Ce frumos, dar în același timp stau să mă gândesc că sunt mame care se plâng cu un copil sau cu doi copii, așa că dacă aveți nevoie de sfaturi, Maria Carnat pe Instagram vă așteaptă acolo cu mesaje. Vă mulțumim mult de tot. Domnul avocat, să trăiți, merge bine treaba? Vă mulțumesc pentru invitație, minunat. Acum particip la un concurs la Avocatul Poporului. Vom vedea că vă trece sau nu. Da? Mama, păi trebuie Avocatul Poporului. Ia uite, poporul e aici. Succes atunci. Mersi mult. A venit Moș Crăciun? Mamă, când vine Moș Crăciun, îți dai seama? Moș Crăciun? Deci Moș Crăciun, mamă, unde merg? Familia Cârnat. Cât am dedus. Perfect. Mulțumesc mult de tot că ați venit. Oameni buni, noi continuăm emisiunea. Rămâneți cu noi, ne întoarcem în câteva momente. Până atunci, copii, da, ia uite-mă, Tadeu, bravo, mă, ia-mă de aici. Ți-am zis că sunt toate ale tale, fără absolut nicio problemă. În câteva clipe suntem înapoi. Rămâneți cu noi.